Crescu și ați făcut astfel să aruncați în istorie pe adevărații penal protejați de Traian Băsescu, pe domnul Solomon. Spunea primul ministru la vremea aceea, și o să-l parafrazez acum, Solomon, Iulguța la primărie, Solomon la... Cred că astăzi nu se supără dacă vă spun, pentru că rimează, Antonescu la președinție, Băsescu la... Vă mai spuneam atunci un lucru extrem de important, că suntem într-un război de eliberare a acestei țări. Vă spuneam că am câștigat o bătălie atunci când l-am înlocuit pe Emil Boc și Elena Udrea. Vă spuneam atunci că am câștigat o bătălie când am reușit să instalăm un guvern al Uniunii Social-Liberale condus de Victor Ponta. Și vă mai spuneam un lucru important atunci, că nu vom opri această bătălie până când la Cotroceni va fi președinte Crin Antonescu. Astăzi nu suntem în fața alegerii lui Crin Antonescu, dar suntem într-o nouă bătălie extrem de importantă. Aceea de a scăpa de cel mai mare rău pe care l-a avut România după 1989. Aceea de a scăpa de Traian Băsescu. Suntem astăzi în fața unui moment crucial, extrem de important pentru România. Și n-aș fi vrut să vorbesc astăzi despre câte lucruri rele a făcut Traian Băsescu. Credeam că toată lumea știe acest lucru. Din păcate, în ultimele zile, Traian Băsescu vorbește de cu totul și cu totul alte lucruri. Și se vorbește de cu totul și cu totul alte lucruri. Și vreau să reamintim cu ajutorul dumneavoastră. Este Traian Băsescu cel care a tăiat pensiile în România? Este Traian Băsescu cel care a tăiat salariile în România? Este Traian Băsescu cel care a protejat toți penalii Partidului Democrat Liberal? Este Traian Băsescu cel care a luat o casă de la Primăria Capitalei, casa din Mihăileanu? Este cu adevărat Traian Băsescu cel care se teme de justiție? Evident că trebuie să vă adresez o singură întrebare. Vreți să scăpați de Traian Băsescu? Dacă vreți să scăpați de Traian Băsescu, trebuie să spuneți tuturor că la referendum trebuie să voteze da pentru demiterea lui Traian Băsescu. Toată țara trebuie să înțeleagă că nu este o bătălie între USL și PDL. Nici măcar o bătălie între Crin Antonescu și Traian Băsescu. Este o bătălie pe care Traian Băsescu a pornit-o cu poporul român, cu poporul pe care l-a condus. Toți românii trebuie să înțeleagă că dacă Traian Băsescu va reveni la Palatul Cotroceni, Emil Boc se va întoarce la guvern. Elena Udrea va băga din nou mâinile în bugetul național. Sorin Pleșnar va proteja pe toți cei care fac evaziune fiscală. Branconierul de Igaș se va întoarce la Ministerul de Interne. Acest lucru trebuie să-l spuneți tuturor și să voteze da la referendum pentru ca acești oameni să nu mai conducă niciodată România. Astăzi Traian Băsescu nu mai iese pe stradă. Astăzi Traian Băsescu stă într-un garaj și vorbește tuturor de faptul că România este izolată în Europa. Trebuie să-i spunem, și a spus și domnul Gioană, România nu este izolată în Europa și va fi izolată numai dacă dânsul va continua să fie președinte al României. Vreau să vă spun un singur lucru. Traian Băsescu a ajuns
să se ascundă astăzi în fața cifrei de 50%. Traian Băsescu nu crede că 50% vor vota pentru demiterea sa. Haideți să luăm o lecție lui Traian Băsescu. Votați da! Scoateți toți oamenii din casă să-l demită pe președintele Traian Băsescu! Doamne ajută!